Noi astăzi vom, încă o dată salut la fiecare, noi astăzi vom rezolva două teste și vom învăța cum să iei nota 5 la bacalaureat. Am să arăt metodele simple, fără multă matematică foarte complicată, matematică superioară sau ceva de felul ăsta. Pe alocuri voi veți rezolva, pe alocuri eu am să vă ajut, pe alocuri eu voi rezolva. Și iată, vom face într-așa fel să arătăm și altor elevi cum se obține nota 5 la bacalaureat. Poate voi cunoașteți, am mai făcut un video de felul acesta și voi știți, nu este bine la bacalaureat să începi să rezolvi testul cu exercițiul numărul 1, 2, 3, 4, 5, 6 și așa mai departe. Ordinea aceasta nu este cea optimă, pentru că astfel, exercițiile, de obicei faci, începi unul, ceva nu înțelegi, duci la doilea, la treilea și începi să fii, să îmbli prin tot testul și nimic să nu mai înțelegi ce se petrece în testul de bacalaureat. Acum, există o ordine mai bună de rezolvare a itemelor și aceasta ar fi să începi cu exercițiul numărul 5, 6, 4 și apoi 1. Iată, rezolvând aceste patru exerciții, poți lua nota 5 la bacalaureat. Haideți să începem, iată așa, cu ordinea aceasta de rezolvare a acestui test. Testul acesta este, vă arăt imediat, este testul numărul 1, profil real din 2018, test pentru exersare, așa zis, eșantion. Și noi vom merge cu rezolvarea lui, începând cu itemul numărul 5. Iată, acesta este itemul numărul 5. Și haideți să citim. Fie d de x este egal cu acest determinant, îl vedeți. Rezolvați în R în ecuația d de x mai mic decât 5. Cum vom proceda? În primul rând, eu cred că voi cunoașteți că atunci când avem, eu aici dau doar un exemplu, determinantul, de exemplu, 2, 1, 3, 6, ca să calculezi acest determinant, faci 2 mulțit cu 6, 12, minus 1 mulțit cu 3, 3. Și obținem 9. Așa vom proceda și aici. În cazul nostru, vom calcula cât îi dă de x. Iată, vreau să observați că radical din x minus 1 este un singur număr, ca și cum pe primul loc stă. Radical din x minus 1 se mulțește cu 2. Noi vom scrie 2 pe lângă radical din x minus 1. Punem minus din formulă, 3 înmulțim cu acea expresie. Clar aici cum am făcut? Nu. 2 înmulțit cu x este 2 radical din x, 2 înmulțit cu radical din x este 2 radical din x, aici este egal mai departe. 2 înmulțit cu minus 1 este minus 2. Ce scriu mai departe? Minus 3. Așa. Plus 3 radical din x. Corect. Egal. Hai să vedem. 2 radical din x plus 3 radical din x ne dă? 5 radical din x. Minus 2 minus 3? Minus 5. Minus 5. Iată, acesta este d de x. Nouă ni se spune că d de x, care este 5 radical din x, minus 5, este d de x. Mai mic decât 5. Ce vom face? 5 radical din x rămâne mai mic. 10. 10. Radical din x mai mic decât? 2. 10 împărțit la 5 este 2. Iată, mai departe, trebuie să rezolvăm această inecuație. De obicei, elevii mai departe merg așa automat și zic că ridicăm la a doua și ne dă x mai mic decât 4. Este corect că ridicăm la a doua asta, dar nu uităm să punem dVa. Acest x trebuie să fie mai mare sau egal ca 0. După ce am făcut aceste două lucruri, punem pe axă numerică 0,
Cerculețul este colorat pentru că avem și egal și hașurăm tot ce este mai mare. 4, tot ce este mai mic. Și zicem că soluția este de la 0 până la 4. Soluția este de la 0 până la 4. Ce ziceți? Ușor? Da. Iată, cineva are ceva întrebări aici? Să-i explic ceva? Cristina? Cam sunt probleme. E ok, că nu știu... Numai ca să înțelegeți, eu am terminat școala cu 5-6 ani în urmă. Aha, am înțeles. E ok. Doar o secundă, așteptați, vă rog frumos. Eu vreau aici să... vreau să văd baremul pentru ca să citesc pentru voi ce ne se spune la barem. Iată, pentru că ai calculat determinantul acesta și ți-a dat 5x, 5 radical din x minus 5, îmi dă un punct. Pentru că ai obținut expresia radical din x mai mic ca 2, încă un punct. Pentru această expresie x mai mare egal ca 0, îți dă un punct. Pentru x mai mic ca 4, un punct. Și pentru răspuns corect. Iată, așa se obțin 5 puncte total. Chiar dacă, Cristina, acum îți vine puțin mai greu, e ok. Încearcă să înțelegi doar ceea ce poți. Pe locul poți chiar să întrebi de ce așa. Bine. După ce am rezolvat itemul numărul 5, ne ducem și să rezolvăm itemul numărul 6. De ce așa? Pentru că acest fel de exerciții sunt mai ușoare, sunt cunoscute de noi. Inecuații, ecuații, noi am rezolvat încă din clasa 9. Haideți să mergem să vedem ce avem la itemul numărul 6. La itemul numărul 6 este o ecuație cu numere complexe. Prima dată când te uiți la așa fel de inecuație, zici că nu știu cu ce să încep. Ce mai este și asta? Dar mai apoi te uiți atent și vezi că ea este de gradul 2, că e z la a doua. Pe urmă, observ că scrie mulțimea numerelor complexe. Dacă e mulțimea numerelor complexe, înseamnă că va fi i la puterea a doua, este minus 1. Apoi te gândești și observi că asta este o ecuație de gradul 2, dar noi nu avem x la a doua și așa, dar avem z. Dar cât e a aici? 1. Cât e b? 2 minus i. E minus 2 minus i. E cu semn se ia până la z. Iar c este 3 minus i. Iată cum putem să începem. Pe urmă ne gândim, dacă e ecuație de gradul 2, înseamnă că vom calcula delta. Formula lui delta este b la 2 minus 4ac. Și hai să înlocuim. B la 2. Toată paranteza asta la a doua, minusul la a doua dispare și rămâne numai 2 minus i, totul la a doua. Asta e b la a doua. Minus 4 mulțit cu a, care e 1, și înmulțit cu c, 3 minus i. Mai departe, trebuie să ridicăm asta la a doua. Voi scrie încă o dată delta. Cei mai mulți elevi care învață mai slab la matematică nu cunosc formula asta a minus b totul la a doua. De aceea, de obicei fac așa, că e 4 minus i la a doua. 2 la a doua e 4, i la a doua. Asta nu este bun, este greșit, nu facem așa. Cum este corect? Dacă știi formula și cineva, dacă Daniela sau Felice sau Cristina, dacă știți formula, o aplicați. Iar dacă nu știi, pur și simplu mai scrii de două ori 2 minus i, 2 minus i. Asta înseamnă la a doua. Chiar vă sugerez astfel să te verifici la bacalaureat că faci corect. Minus 4 mulțit cu 1 e 4, pe lângă 3 minus i. Mai bine așa faci desfășurat decât să utilizezi formula și să faci greșit. Dar dacă utilizezi formula întotdeauna și corect, atunci fă formula și gata. Și nu-ți bați capul.
2 ori 2, 4. 2 mulțit cu minus i, minus 2i. Minus i înmulțit cu 2, minus 2i. Minus i cu minus i, plus i la a doua. Minus 4 cu 3 obține minus 12. Plus i. Plus 4i. Acum, ce vom face? Întotdeauna utilizăm faptul că i pătrat este minus 1. Voi scrie delta egal 4 minus 2i minus 2i, i pătrat e minus 1, minus 12 plus 4i. Și observați, minus 2i minus 2i cât e? Minus 4i. A, da, minus 4i. Minus 4i plus 4i, iată acum, aceștia dispar. 4 minus 1, 3, minus 12, minus 9. După ce am făcut lucrul ăsta, trebuie să scoatem radical din delta, radical din minus 9. Radical din 9 este 3, radical din minus... Ca și cum ar fi i la a doua, sub radical rămâne i. Iată, putem chiar să memorăm lucrul acesta. Când ai radical din minus un număr, îți dă radical din număr și adaugi i la urmă. Desigur că numărul este întotdeauna pozitiv. Iată așa. Ok. Acum facem z1. Formula este minus b minus radical din delta supra lui 2a. Egal. Minus B. Minusul este de aici, cu cel de aici din formulă dispare și rămâne 2 minus I. Minus. Radical din delta este 3I. 2A, 2 mulți cu 1, este 2. 2. Minus I minus 3I, cât este? 2 minus 4I. 2 minus 4I supra lui 2. Acum, fiecare împărțim, nu doar 2 acesta, dar fiecare. 2 împărțit la 2 este 1, 4 împărțit la 2 este 2. I. Cristina? Da. Ce este clar până aici? Ce ai înțeles? Dacă răspunsul este nimic, asta poate fi așa ceva și nu e nici o rușine. Mie trebuie să știu ce știi. Hai că unele lucruri... În minte, dar cum ai făcut, nu știu. E ok. Hai să facem Z2. Z2 e așa. E minus B minus plus radical din delta supra lui 2A. Minusul acesta cu minusul ăsta de sus dispare. Rămâne numai 2 minus I. Apoi ai plus, scrii plus. Radical din delta. 3I. 2 mulțit cu 1 acesta. Este 2. 2 rămâne. Minus i plus 3i ne dă 2. I pe 2. Că 2 pe 2 este 1. 2 pe 2 este 1. I. Se scrie doar i. Soluție egal. La soluții noi vom scrie... Numerele obținute, 1 minus 2i, punct virgulă, 1 plus i. Am închis acolata. Hai să vedem pentru ce ne dă puncte nouă aici. Pentru delta egal cu minus 9, iată până aici, se dau 3 puncte. Destul de interesant. Apoi, pentru z1 ne dă un punct și pentru z2 încă un punct. Iată, încă 5 puncte la bac. Cu alte cuvinte, noi la itemul numărul 5 am acumulat 5 puncte, la itemul 6 5 puncte, noi avem deja 10 puncte. Asta în caz că facem tot corect. Da. Și ne mai trebuiesc încă 4 puncte pentru a susține bacul.
Haideți să... De fapt, acest bac are 55 de puncte. Înseamnă că 14 puncte nu sunt de ajuns. Ne trebuie 16 puncte. După itemul 5 și 6, să rezolvăm itemul 4 și 1. Mergem la itemul numărul 4 și itemul numărul 1. Iată itemul numărul 4. Prindeți de pe acum ideea. Este mai bine să nu rezolvi exercițiile la rând. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este mai bine să rezolvi în ordine structurată sau pe blocuri. Algebră, acum facem puteri, radicali și logaritmi. Itemul numărul 4 și 1. Cine vrea să rezolve acest item? Spatiu. Hai. 27 va fi 3 la 3. Hai, 27, 2, 3, mi-am scriu 3 la 3, asta e 27. Da. 2, 3, plus 4, te inversăm. Asta fi 4 la 3. Ok, știu ce faci, iată imediat, eu vreau să scriu într-un fel, voi scrie acum așa, adică radical. 4. Aici ai 3 la 3 și 2 treimi rămâne. Da. Da, asta? 4 la 2 va fi inversă. Corect. Puterea negativă face să schimbi cu locul 4 cu 1 și îți dă 4 supra lui 1, totul la 2. Minusul dispare. 4 împărțit la 1 e 4 și la 2. Și este egal. Aici 3 la puterea 3 mulțit cu 2 treimi va fi 6 pe 3 și va fi 3 la puterea 2. Corect. Sau deodată 3 cu 3 simplific, rămâne doar 2. Da. Plus 4, plus 16 sub radical. Și va fi 9 plus 16 și este egal cu 25 și radical din 25 este 5. Hai să citim baremul. Pentru că ai scris că 27 e egal cu 3 la 3, îți dă un punct. Pentru că ai obținut aici 9, îți dă încă un punct. Pentru că ai obținut 16, îți dă încă un punct. Că ai scos radical din 25, ți-o dat 5, încă un punct. 4 puncte. Iată, noi avem 14 puncte acumulate deja. Ne mai trebuie itemul numărul 1, care are 2 puncte. Îl rezolvăm pe el corect și noi am susținut bacul. Haideți să mergem la itemul numărul 1. Cristina, eu repet, dacă noi pe locuri mergem foarte mai rapid, e ok, noi vom mai trece teme de felul acesta și vei vedea proprietățile. Logaritm baza 8 din 2. Trebuie să calculăm cu cât este egal, nemijlocit. 8, cum îl scrim sub formă de putere? 2 la 3. 2 la 3. Dar 2 sub formă de putere, 2 la puterea? 1. 1. Iată, se împart aceste două puteri. 1 împărțit la 3. Iar logaritm în baza 2 din 2, asta e 1 și nu mai scriem. Iată aici, ar trebui să scriu logaritm baza 2 din 2, dar asta e 1 și nu-l scriu, rămâne o treime. O treime scriu aici. O treime. Felicitări, ați susținut bacalaureatul. Însă, dacă te bazezi doar pe aceste 4 exerciții, nu îl susții. Deoarece eu rezolv întotdeauna cu maxim de puncte, dar voi puteți greși. Mai ales la itemul 6. Vă aduceți aminte, da? La numere complexe acolo. Nu a fost atât de simplu. De aceea, haideți să încercăm să acumulăm câteva puncte de la alți itemi. Acum, mai departe, după ce ai rezolvat aceste 4 exerciții, rezolvi ceva de la geometrie. Noi cu voi n-am trecut geometria, dar eu am să vă arăt cum poate, cumva, prin acest test, eu nu m-am uitat la el, se poate de acumulat. Acum ar fi bine să rezolvăm 7, 10 și 3. Acestea sunt 3 exerciții de geometrie la bacalaureat. Să ne ducem la itemul numărul 7. La itemul numărul 7... Eu am să citesc și am să pun pe desen ce ni se spune. Între unghiul acesta, măsura unghiului A e 90 de grade. Aici, iată, e unghi drept.
Bisectoarea BK, bisectoare în parte, în jumătate, acest unghi, ca unghiul ăsta e egal cu unghiul acesta. În parte cateta AC în segmentele AK 8. Aici e 8. Și KC 10. Determinați lungimea razii cercului circumscris triunghiului AB. Cerc circumscris este cercul, iată, acesta. Nu-i numai decât să-l construiești, chiar nici nu trebuie să construiești, pur și simplu trebuie să scrii, trebuie să afle raza mare. Eu știu, posibil că voi știți, că raza mare asta este ipotenuza asupra lui 2. Iată, de la B, C la jumătate, iată aici e rază și aici e rază. Noi, ca atare, trebuie să aflăm B, C și pe urmă împărțim la 2. Dar uitați-vă pentru ce îți dă un punct în acest item. Observați că AC poate fi ușor calculat, așa-i? Da. Cât e AC? 18. 18 centimetri. Că ai scris asta, că poți aduna două numere, îți dă un punct la bac. Acum, mai departe, eu aproape sunt sigur că nimeni dintre voi nu poate rezolva problema. Noi nici nu o vom rezolva. Am obținut un punct, zicem, o, superb, pot aduna două numere, am obținut un punct, înseamnă măr mai departe. Gata. După ce am obținut un punct aici, hai să vedem, poate la itemul 10 obținem ceva. Ok? Nu așteptați că voi rezolva problema asta. Nu o rezolv. Itemul 10. Hai să citim. Totuși avem 3 ore la dispoziție. Trebuie măcar să citim condițiile. Laturile bazelor unui triunghi de piramidă patrulateră regulată sunt de 3 și 1. Asta e bază. Patrulateră regulată înseamnă că ăsta e pătrat, înseamnă că aici e 3, aici e 3, aici e 3 și aici e 3. Și 1. Înseamnă că aici e 1, aici e 1, aici e 1 și aici e 1. Clara e asta? Iar unghiul de ieduri de la baza mare este de 60 de grade. Vreau să vă spun că eu acum mă pun ca și cum sunt în pielea unui elev care învață pe nota 5, 6 sau 4. Și cei mai mulți elevi ar pune că chipurile unghiul ăsta e vreo 60 de grade de la bază. Este greșit. Nu e ăsta. Dar presupunem că voi ați făcut lucrul ăsta la bac așa. Presupunem. Deși e greșit, nu-i bun. Dar ca și cum eu învăț rău și e cam greșit. Bun. Dar determinați area secțiunii diagonale a triunghiului de piramidă. Când citești asta, nu înțelegi ce înseamnă. Ok. Dar ce observăm? Iată, eu aș putea și cred că voi puteți să notați un patrulater A, B, C, D. Aici este A1, B1, C1, D1. Apropo, nu construiți figura asta în caiet. Nu e necesar, doar uitați-vă. Vedeți ăsta A, B, C, D? Așa e că el e pătrat. Când te uiți de sus la el, pentru că cuvântul este regulat, înseamnă că e pătrat. Aici e 3 și aici e 3. Noi putem să aflăm ipotenuza, așa-i? Și Daniela? Cam rău în geometrie. Ok. Dar teorema lui Pitagora o cunoști? A plus. Nu o cunoști. Dar Felicia? Nu. O să fie nu. Nu. Dar Cristina? A, nu, A plus B la... Teorema lui Pitagora arată așa. A, B, C, A la 2, A la, la 2, plus egal. O, da, așa era. Știți cât e de simplu. Știți cum este metoda mai simplă? Să scrii BAC. Aduni B cu A și D, C și ridici la 2. Da. Și uitați la ce avem noi, că asta e ce? Ipotenuza e ce întotdeauna? Da. 3 la 2 plus 3 la 2 egal cu ce la 2? 9 plus 9 egal cu ce la 2? Scriu că ce la 2 egal cu 18. Ce este egal? Radical din 18. Ce este egal? 9 înmulțit cu 2. Ce este egal? Radical din 9 e 3. 3. Radical din 2 rămâne. Înseamnă că AC este egal
3 radical din 2 cm. Același lucru la pătratul ăslalt, mic. Avem 1 și 1 și trebuie să aflăm asta. Va fi 1 la a 2 plus 1 la a 2 egal cu ce la a 2? 2 egal cu ce la a 2? Ce la a 2 egal cu 2? Ce egal cu radical din 2? A1C1 radical din 2 cm. Aici nu-i totul super corect matematic, dar obții două puncte. Știi teorema lui Pitagora? Pur și simplu. Iată, cu un punct de la itemul numărul 7, cu două puncte de aici, noi avem deja, cât am avut acolo, 16 plus 3, avem 19 puncte. Mai rezolvăm itemul numărul 3, corect, și avem 6 deja. Hai să vedem la itemul 3. În desenul alăturat, ABC sunt aici, astfel încât măsura unghiului ADC, ADC, iată acesta, e 60 de grade. Trebuie să aflăm măsura unghiului ABC, iată acesta. Și cum să vă spun? E greu să greșești la acest exercițiu, că înmulțești 60 cu 2 și îți dă 120 și ăsta e răspunsul. Sau din 180 scazi 60 și ăsta e răspunsul. E 120. Dar dacă nu știi, te gândești, scrii că nu. Scrie aici un unghi, 30 de grade, de exemplu, scrii ceva, scrii și e greșit, nu obții puncte. Dar eu am să vă explic simplu cum se află. De fapt, nici nu știu cum ar fi simplu. Răspunsul e 120, corect. Este formulă pentru aflarea lui ăsta. Ca să afli unghiul ăsta, din 100, nu e dublu, e 180 minus unghiul ăsta de aici. Din 180, când scazi 60, îți dă 120. Nu este dublu. Deci aici este 120 de grade. Asta trebuie să știi formula asta sau trebuie să o demonstrezi cumva. Este și alt fel de explicat, dar asta este ce este. Iată noi. Așa. Itemul 3 l-am ghicit. N-avem noroc. Nu ne-a dat punct. Ce mai facem? Itemul 2. Itemul 2 poți ghicești. Că zici 4 împărțit la 2 e 2. Așa este corect răspunsul, Catare. Cum? 4 împărțit la 2. 4 ăsta împărțit la 2 ăsta. E 2. Da, de exemplu, și facem cu celelalte. Gata. Nu vă explic, nu am de gând să vă explic limite. Ele atât de rare ori cad la bac, nu mai țin minte, noi nu vom învăța. Am zis, itemul 2, voi îl ghiciți. Iată aici, intervale de monotonie, 3 de derivat. Noi n-am învățat cum se derivează. A să aveți, știți cum a să arate la voi în BAC cam așa? Aproape sigur că a să arate e ca cam așa. Cam așa. Posibil ca să scrieți pe ceva, dar mai jos o să arate de felul acesta. Că, ca să derivezi asta e destul de complicat. Ei, complicat. 2x la 2. Și va fi... Adică așa răspunsul, rol de x este 3x la 2. Nu. Poate aveți curiozitatea mult, dar nu rezolvăm. Bun. Iată, noi practic avem deja nota 5 la bacalaureat. La problema de probabilitate noi vom învăța, nu vă explic acum nimic. Hai să vedem problema numărul 11. Trigonometrie va fi aproape sigur că Z, integrală nu vom calcula și ce a rămas să mai rezolvăm? Item care n-am rezolvat noi. Gata. Deci nota 5 am acumulat-o. Vedeți că noi acum, cum am făcut?
itemul, fiecare item a rezolvat o singură dată, dar asta eu am făcut deodată corect. La bac când ești, nu întotdeauna să-ți dă răspunsul corect deodată. Rezolvi de două ori și compare rezultatele. Bine, haideți acum să încercăm în 10 sau 15 minute să mai rezolvăm testul de eșantion numărul 2 și să acumulăm iarăși să susținem bacul. Deja n-am să stau așa de mult să explic, doar ca și cum voi rezolva. Bine? Care e primul item îl rezolvăm? Cine ține minte? 6, 5, 6, 41. Bine? Mai bine să mă ascultați și să faceți după ordinea asta decât 1, 2, 3, 4, 5. Că apoi spornește 1 și a zis, ia să văd care și este la 5. Ia să văd și la 4. Ia să văd și la 2. Ia să văd și asta. Și asemblie ca așa foile și le slintoși una peste alta, tot bacul așa, să te fugărești după exerciții. Te duci întâi la ultimul 5. Te uiți la el, te sperii și pe urmă zici, cu ce să încep? Primul pas la o inecuație este devia. La numitor, x minus 1, nu are dreptul să fie 0. Obținem x diferit de 1. Gata. Pasul 2. Egalez întreaga această expresie cu 0. Aflu x de aici. Este metodă tare interesantă de a afla pe x. Te gândești. Ce număr, iată aici, ce încercuiesc, minus 1 îți dă 0? 1. 1. 2 împărțit la ce număr îți dă 1? La 2. La 2. Ce număr minus 1 îți dă 2? 3. Înseamnă că x egal cu 3. Gata. Poate nu vine a crede, dar așa este. Iată, scrie asta și îți dă acel punct, că eu citesc acum din barem, baremul stă în fața mea. Determinarea zerourilor numitorului și numărătorului. Iată, noi l-am aflat. Numitorului și numărătorului. Acum voi arăta rezolvarea, bun? Pentru că ai asta, te verifici așa, dar rezolvarea... Apropo, dacă scrie așa deodată, tot e corect. Nu numai decât să arăți rezolvarea. Dar uneori poți fi numărul, de exemplu, o doime sau trei cincimi sau trei pătrimi și n-a să-l ghicești așa de ușor cum aici. Aici faci sub forma asta. 2 supra lui x minus 1 este egal cu 1. Se duce înapoi. Pui 1 pe 1 și înmulțești în diagonală. 2 mulțit cu 1 este 2. 1 mulțit cu x minus 1 îmi dă x minus 1. Apoi, mai scrie o dată că x minus 1 acesta e egal cu 2-ul acestălalt, de unde x este egal 2, minus 1 și face 1 și x este 3. Iată acest 3. Însă, dacă nu scrii rezolvarea asta, tot îți dă punct. Că rezolvă cineva, așa e de ușor. Da. Primul pas este devia. Al doilea pas egalez cu 0 și afli x. Al treilea pas, construiește axa numerică, depui 1, cerculeț necolorat, că nu este egal, înseamnă că nu e colorat. Depui 3, cerculețul tot e necolorat, deoarece aici sus nu am liniuță să fie egal, necolorat. Și aflăm semnele pe fiecare interval, iată, pe fiecare interval. Este bine să iei numărul 0. Înlocuim aici. În pasul numărul 2, unde am egalat cu 0, de la minus infinit până la 1, este numărul 0. Îl luăm. 0 minus 1. Minus 1. 2 împărțit la minus 1. Minus 2. Minus 2, minus 1. Minus 3. Minus. Înseamnă că aici e plus și aici e minus. Construim curba semnelor. Înconjurăm aceste semne. Soluția egal. Noi avem nevoie care intervale? Mai mici, iată aici dacă scriem 2, supra lui x minus 1, minus 1 mai mic decât 0. Intervalele negative înseamnă că e de la minus infinit
până la 1. Iată aici paranteza este să o fac mai rotundă. Când cerculețul necolorat, reuniune, 3 plus infinit. Gata. Simplu. În barem, pe alocuri este o altă rezolvare. Însă, rezolvarea care noi avem aici, obținem maxim de puncte. După ce am rezolvat itemul numărul 5, mergem să vedem itemul numărul 6. Iată. Z este conjugatul numărului complex Z, Z cu bară deasupra este conjugatul lui acest Z. Z are formula, o vedeți aici, A plus BI, dar Z cu bară deasupra este A minus BI. Acest lucru noi l-am învățat. Înlocuim 1 plus I, Z cât este? A plus BI este egal cu A minus BI, minus 2. Minus 2. Am înlocuit. Scăpăm de paranteze. 1 mulțit cu A. A. 1 mulțit cu BI. BI. I mulțit cu A. AI. I mulțit cu BI. BI la 2. Iar ăsta îl copii așa pentru că n-am ce face cu el. Acum trebuie să ne dăm un punct. Știți pentru ce? Că scriem că I pătrat e minus 1. Vom scrie A plus BI plus AI. Ăsta e minus 1. B cu minus 1 fac minus B. Acum, eu voi încercui cu roșu. Ce este cu I? Cu I este B, A și minus B. Așa-i? Iată ce este cu I. Scriem B plus A egal minus B. Dar I nu mai scriem. I doar ne indică cine cu cine se egalează. După ce am făcut lucrul ăsta, mă uit. Iată, eu voi scrie, acum voi tăia, așa în rezolvare, nu trebuie să faceți. Eu fac special asta ca să fie explicativ. Ce a rămas? A minus B egal A minus 2. Desigur că în rezolvare aceste tăituri nu trebuie să fie, în rezolvare trebuie să fie așa. Cristina? Da. Ai înțeles cum se egalează aici? Nu. Te uiți ceea ce are I. Uh-huh. B are I plus A are I egal, aici cine are I? Minus B. Egal cu minus B. După ce e egalat ce este cu I, egalez ceea ce e fără I. A minus B egal cu A minus 2. Uh-huh. Egalăm asta cu 0. Ce vom obține? A minus B minus A plus 2. Cât e A minus A? 0. Rămâne minus B plus 2. Minus B egal cu minus 2. Cât e B? 2. Schimbăm semnele pur și simplu. Înlocuim acest B aici. 2 plus A egal minus 2. A egal minus 2, asta este aici. 2-ul ăsta vine în partea asta. A este minus 4. Z egal. A minus 4 plus B 2i. Ăsta e răspunsul. Hai să citim baremul. Utilizarea în calcule I la 2 egal cu minus 1. Iată, aici ne-a dat un punct. Că acest I la 2 l-am transformat minus 1. Pentru că am obținut această expresie și această expresie ne dă câte un punct pentru fiecare. Pentru că am aflat
un punct aici și un punct aici. Iată 5 puncte la bacalaureat. Ok. Ce facem mai departe? Ne ducem să rezolvăm itemul numărul 4. Arătați că valoarea expresiei este pătrat perfect. Iată, eu doar explic așa. Când ai 2 la puterea x plus 3, nu x plus 3, când ai 2 la puterea a 4 înmulțit cu 2 la puterea a 5, îți dă 2 la puterea 4 plus 5. Iată, aici noi avem 9, am să explic, 9 la puterea 1 plus logaritm în baza 3 din 2. Asta e egal cu 9 la puterea 1 înmulțit cu 9 la puterea logaritm în baza 3 din 2. Iată, ăsta când îl transformi înapoi, mergi, îți dă adunarea puterilor, exponenților. Și mai explic o dată aici? Da. Când noi avem, de exemplu, 2 la, sau hai, a la puterea m plus n, noi vom obține a la puterea m înmulțit cu a la puterea n. La înmulțire puterile se adună, la adunare se înmulțesc. Încă o dată? 36? Nu știu. 6. Mai este pătrat perfect. A, răspunsul, da, este 36 aici. 9 la puterea 1 e 9. 9 acesta îl scriu ca 3 la puterea 2, iar logaritmul se păstrează. 9 rămâne. Apoi, 2 din fața lui logaritm se duce aici la putere și face 2 la 2. Asta e 4. Deci va fi 3 logaritm baza 3 din 4. 9 înmulțit. Asta tot e 4 doar. 36. 36 este egal cu 6 la a doua. Am arătat că e pătrat perfect. Sau poți chiar să scrii că radical din 36 e 6. Tot este corect. Pentru că ai făcut înmulțirea, numai atât așa expresii, până aici, îți dă un punct. Pentru că ai scris că 9 e egal cu 3 la a doua, îți dă un punct. Pentru că ai ajuns la 3 la puterea logaritm baza 3 din 4, îți dă încă un punct. Pentru că ai obținut 36 egal cu 6 la a doua, încă un punct. Hai să rezolvăm itemul numărul 1. 84 e 3 la ce putere? 3 la 4. 3 la 4, înmulțit cu o pătrime. 4 cu 4 simplifici și rămâne 3 la puterea 1, care e 3. Dar pi e 3 întreg și 14. Gata. Bine, dar noi dacă facem aceste 4 exerciții, nu suntem siguri că am susținut. Hai să vedem itemul numărul 7. Geometrie. Generatoarea unui con circular drept formează cu planul bazei unghii 30 de grade, determinează volumul conului dacă area laterală este egală cu 8 pi radical din 3. Desigur că nici nu ți-ai minte ce ai citit, mai citești odată, tot nu înțelegi, mai citești a treia oară și pe urmă te duci la anexă. Te duci la anexă și zici, este oare area laterală a conului? Este PRG. Mă duc sus și o scriu. Area laterală con PRG. Area laterală este egală cu 8 pi radical din 3. Area laterală, PRG, este egală, vedeți, îți spune ce trebuie să faci. Este egală cu 8 pi radical din 3.
Acest pi cu acest pi simplifici și rămâne că RG este egal cu 8 radical din 3. Trebuie de aflat volumul. Apropo, știți cum arată un con? Arată așa, iată, ăsta-i, așa și așa, da? Ce avem? Asta e generatoare, asta e generatoare, asta este înălțime, H, și asta este rază. Bun. Cine este dată? Că generatoarea unui con circular drept formează cu planul bazei unghii 30 de grade. Generatoarea cu planul bazei, iată aici, e 30 de grade. Nu știu dacă ați fi făcut lucrul ăsta de sine stătător. Mai departe nu explic cum se face, se face rezolvările, dar eu mă uit în barem și spune, desen corect, un punct. Iată desenul. Pentru că e egalata aia asta, nu-ți dă punct încă. Iată, atât. Hai să vedem itemul numărul 10. Baza mare a unui trapez isoscele este 4. Iată, asta e 4. Cele laturi sunt de 2. Asta e 2, asta e 2 și asta e 2. Razii cercului circumscris trapezului. Iată, eu am să încerc să construiesc acel. Iată, așa cercul ar fi. Ia să vedem, poate programa asta îmi dă vreo... Eu asta căutam, să-mi dea cerc. Este. Iată așa. Trebuie să aflăm raza. Ea este cumva, nici nu știu pe unde, undeva pe aici. Și ce vom face? A, B, C, D. Secretul la trapez este să trasez înălțimile. M și N. Cât e MN? Cine știe? 90. Nu, de la M până la N e 90 de grade, dar am vedere e că distanța fie. Aceasta. E fix cât asta de sus. E 2. Da. Atunci, cât e bucata e ca aceasta? 1 și 1. 1 și 1. Deoarece trebuie un total să ne dă 4, așa-i? Iată, scriem lucrul ăsta, că AM este egal cu ND și este egal cu 1 cm. Așa că noi acum putem să aflăm CN, teorema lui Pitagora. Iată, da. Triunghiul ăsta. Teorema lui Pitagora arată că A pătrat plus B pătrat egal cu C pătrat. A la 2 e 1 la 2 plus, ăsta e B, nu știu cât e, dar ăsta e C, care e 2 la 2. 1 plus B la 2 egal cu 4. Cât e B la 2? 4 minus 1? 3. 3. Și cât e B? Radical din 3. Atunci cât e CN? Radical din 3. Așa. Nu știu dacă vă dați mai departe seama ceva ce am putea face, dar... Eu doar explic următorul pas și mai departe deja, iată, vedeți AC? Da. Iată triunghiul ăsta, bucata asta, cât e în total? Asta e 3. 2 plus 1. Da, 3. 3. Scriem da. AN egal cu 3 cm. Așa e că putem aici utiliza teorema lui Pitagora. Da.
A pătrat plus B pătrat este C pătrat. Da, 3 la 2 plus radical din 3 la 2 egal cu C la 2. 9 plus 3 egal cu C pătrat. Cât e C pătrat? Dar C este radical din 12. Asta e 4 mulțit cu 3, adică 2 radical din 3. A, C egal 2 radical din 3. Dar, de exemplu, noi putem să lăsăm radical din 12? Da. Acum, iată, eu las așa mai departe, nu explic ce, ce este mai departe. Hai să vedem în barem ce spune. Aici o propoziție lungă, nici nu citesc. Pentru aflarea lui ND, iată asta, un centimetru, îți dă un punct. Pentru înălțimea CN, încă un punct. Pentru diagonala AC, încă un punct. Iată trei puncte până aici avem. Eu cred că așa e corect. Vedeți că pentru că ai putut să scazi niște numere și să te gândești logic cât e asta, îți dă un punct. Normal. Că ai utilizat odată teorema lui Pitagora, îți dă un punct. A doua oară teorema lui Pitagora, încă un punct. Deci trei puncte acumulate aici. Cum vedeți, nota 5 se obține ușor la bacalaureat. Așa va fi și anul acesta. Se va obține foarte ușor. Ok? Acum, doar din curiozitate, haideți să vedeți cum ieșim în numărul 3 și 2. 3 putem să-l rezolvăm, dar 2 putem să-l ghicim. AC1, proiecție ortogonală pe planul ABC. AC1, că vii perpendicular, obții fix, iată, acest segment. A, C. Iar la... Încă o dată explic. A, C1, proiecție ortogonală, înseamnă că din C1 vii direct în jos perpendicular. Și obții din A, vii până în C. Deci aici e AC. Itemul numărul 2. Aici sunt niște cuvinte. Iată așa, voi trebuie să vă uitați aici. Aici sunt niște cuvinte. Niște explicații. Și cine spune mai departe? F derivat de minus 3. Unde e minus 3 pe grafic? Minus 1, minus... E că aici e minus 3, așa-i? Aici e minus 3. Și f derivat de 1. Unde este 1? Aici. Hai să ne gândim. Derivata arată dacă funcția crește sau descrește. Într-un fel oarecare, nu chiar corect spus, dar aici funcția la noi crește? Merge așa în sus, dacă te duci la stânga, la dreapta, ea în punctul minus 3, vedeți aici, ea se duce în sus, așa, crește. Înseamnă că derivata e pozitivă, e cu plus. În punctul 1, observați, funcția merge așa în jos. Da. Descrește, înseamnă că ea e negativă. Un număr cu plus este mai mare decât un număr cu minus. Asta este explicația matematică. Dar acum, eu am să șterg. Și uitați-vă, vă gândiți, e clasa 12, suntem la bacalaureat și cei mai mulți să se gândească din sală că minus 3 e mai mic ca 1, așa-i? Da. Dar voi ziceți, înseamnă că aici este un podvoh ceva, ceva vreți să mă amăgească, că nu e așa de simplu că la bac sunt dăi să compar minus 3 cu 1, că eu știu că minus 3 e mai mic ca 1. Voi pur și simplu schimbați semnul. Nu întotdeauna, dar mai des așa va fi. Că dacă nu știi și ghicești, măcar ghicești așa, deștept, știi? Da, logic fă. Ghicești, nu chiar ghicești, dar utilizează o leacă logică și gândește că e că acel o compus bacul, așa? Și el stă noaptea și gândește. Ce exercițiu să le dau la itemul numărul 2? Mm-hmm. Să le dau să compare minus 3 cu 1, că ei nu știu lucrul ăsta. Dă-ți știu lucrul ăsta. Ei se dă invers, taman.
ca să te prindă. Bun. Cam atât pentru astăzi. Cu Cristina voi mai vorbi pe Messenger. Cu voi ne vedem la următoarea lecție luni. Succes vouă la matematică. Pa, pa. Iată, am văzut cum se obține nota 5 la bacalaureat. Ați văzut cum abordez un test de bacalaureat, așa că vă urez și vouă succes la bacalaureat, cei care mergeți anul acesta. Puneți un like la video, puneți întrebări dacă aveți și poate distribuie cuiva care are nevoie și el să susțină măcar pe nota 5 bacalaureatul la matematică. Succes vouă la matematică, numai bine!